Bine v-am găsit, oameni buni! Este duminică, e ora prânzului, ora potrivită pentru a asista la un dialog spumos între doi artiști care, deși fac parte din generații diferite, și-au păstrat aceeași pasiune pentru gândirea critică și același dor pentru normalitate. Unul este poet, celălalt este pictor. Ambii sunt editorialiști la gazetă. Îi mai unește ceva, bucuria de a mânca bine și de a sta la taclale lângă un pahar cu vin, alb, sec, rece și bun. Doamnelor, domnilor, începe un nou episod Poezie și delicatețuri. Salut, prieten! Astăzi vă învăț să gătiți un lucru super bun, simplu, se face repede și vreau să spun că există o metodă de slăbit. Metoda cea mai bună slăbit nu e să nu mănânci, ci să mănânci, să guși, că altfel rămâi cu niște boli psihice în urma poftelor pe care le omori în tine. Așa. Deci dacă vrei să slăbești, mănânci o bucățică de asta, un cotlețel de berbecuți, toată ziua. Cu niște legume, nu știu ce, pe care o să vi le arăt. Le am aici, de altfel. Bastonul de mareșal, brazul oltenesc, care are istoria lui, că oltenii nu s-au născut în lanul de praz. Dar fiind ei buni negustori, când cu coanele măritate cu ofițeri, cu colonei care făceau la Paris sau la Viena, învățau să gătească, de fapt, asta făceau femeile din înalta societate, toți cei care au în armată erau nevoiți, obligați, adică să se însoare cu fete bogate. De ce? Are o explicație: să nu ciordească, să nu fie corupți. Da? Când ai în spate o moșie adusă de nevastă. Deci asta a intrat în obligația ofițerului român până în al doilea război mondial. Și acele cucoane învățau la Paris cum se face chijlorenu, adică o plăcintă cu praz sau praz cu măsline, care are o chestie fină. Și oltenii care veneau în București la 1900 cu cobilița aia au început să cultive praz. Era o legumă scumpă. Ceapa e fată din popor. Prazul este o legumă nobilă. Așa. E bună și fata din popor și asta mai nobilă. Deci o să vă arăt cum iese un cotlețel cu un sos super fin așa și se face și repede. Astăzi am un invitat special, un artist pe care mi l-a arătat Iulia Gorneanu, o figură din toate punctele de vedere, un pictor revoltat, cum trebuie să fie orice artist, așa, pe care îl aștept că e ascuns după ușă. Salutare! După cum vedeți, îmbrăcat în husar. Sper că îmi dați să vă țin prazul, ca să zic așa. Da, nu, asta bastonul de mareșal. Te rog. Și dacă tot ați vorbit de praz și de Oltenia, da, nu știu dacă știți și faimoasa bătălie de la Caransebeș. Și dacă tot sunt îmbrăcat una dintre ele, cea în care s-au măcelărit după ce s-au îmbătat crunt. Da. Și până au venit turcii, filmez, să sunt mai încolo, te pupa. Zic, până au venit turcii, austriecii s-au omorât între ei, o ariegardă, o avangardă a plecat să cerceteze pozițiile otomane și a dat de niște țuică, palincă, rachiu, s-au făcut pilaf, au venit ceilalți, că nu, ăștia nu mai veneau. Și s-au luat la omor între ei. Povești că din zonă de acolo. Apropo de austriecii care au căutat să-și lărgească puțin așa, să-și lărgească, ei erau până încolo, spre Brașov, așa, dar s-au gândit ei să ciordească și Oltenia. Și au venit până în Oltenia, așa. În câțiva ani, în 30 de ani, au suferit 30 de bătălii crunte, în sensul că n-au știut cu cine să bate. Că noaptea li se fureau cai în Oltenia, au rămas austriecii fără cai. Și după 30 de... În fiecare an schimbau guvernatorul, că nu se descurca niciunul. După 30 de ani ce au făcut băieții austro-români? S-au întors la vechile, da, așa.
Mai în schimb, după căderea comunismului, au reușit să cucerească toată România, pentru că acum granița Austriei este la Marea Neagră. Au petrolul, ne-au luat subsolul, ne-au luat bănuții, toate băncile austriece. Dar ne-au dat Schengen aerian acum. Exact. Și ne putem arunca din avion la îndemnul austriecilor. Deci asta este, purtau călăreții austrieci? Husari, da. Cavaleria ușoară. Mm-hmm. Care sunt așa niște personaje de-a lungul istoriei și din pricina acestor costume. Nu au fost niște mari luptători, dacă e să fim drept. Nu, mai degrabă cagicari, bețivi. Da, 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 exact, da, asta, da, era. Da, da. Asta era. Și aveau costumele bine, astea frumoase. Bine, și ofițerii ruși, știi că când Napoleon a fost învins și au venit țarul la Paris, cu, a construit și un pod frumos acolo, ofițerii ruși intrau în cârciumă și spuneau vodka, bistră, bistră. Și de unde e denumirea bistroului franțuzești? Da, da, exact. De la, da, bistră devine bistro. Repede, adică țac, pac. Și așa, apropo de Oltenia și restul țării, a apărut și faimosul, nu, cuvânt șmecher. Apropo de nemții care vreau să cumpere vin. Șmecher, că vine tot din Austria, cred că erau fetele alea. Nu, ei veneau să cumpere vin de la olteni și ăștia le dădeau țeapă. De obicei îi îmbătau bine, le dădeau să guste. Știu, și le dădeau altul. Jumate apă. Le dădeau și atunci gustau unul bun și le dădeau unul. Și-au luat un om, ăla era șmecherul, că vine de la șmechen, a gusta. Ăla doar gusta, nu se îmbăta. Ei se îmbătau, negustorii se făceau pilaf și ăla, la sfârșit, cerceta calitatea vinului. E bine, suntem pe drumul cel bun. Nici am apucat să facem așa o introducere. Vreau să vă zic că eu am crescut cu dumneavoastră în casă. Cu mine, cu duhul meu, tinerețe? De la 7 ani încolo. Păi cine? Citea cineva în familia ta? Nu, ambii părinți, mama și tata, sunt niște cititori aviți. Nu neapărat. Și ce, citeau poezii? Și poezii, dar mai ales s-au citit pamflete. Academia Cațavencu după 90. Deci tu te referi de după, dacă am devenit o mare pamfletar, da. Bun. Pamfletul m-a ajutat foarte tare să ajung pe malul Dunării. Că s-a transmis. Mulți care și închipui că mie mi-a dat Iliescu chestia de pe malul Dunării. Da, este o ordinărie fără de margini. E adevărat că datorită lui Iliescu am cumpărat-o, pentru că eu am câștigat atât de mulți bani înjurând la Iliescu în Academia Cațavencu, care avea 180.000 tirajul, acea revistă de satiră. Rămâne în istoria presei române, și că presa românească a fost făcută praf când Adrian Năsase a vândut difuzarea presei unui arab care la rândul lui a vândut toate proprietățile și a tulit-o cu coada pe spinare. Așa. Bun, și nu mai există. Mai există Cațavencu, eu cu Doru Bușcu, ne subțin câțiva tineri talentați. Continuăm așa, dar s-a dus epoca de aur. Nu mai știu, Cornel Ivanciuc mai scrie. Cornel Ivanciuc mai scrie, s-a și îmi plăceau și caricaturile, fiind om de artă, era Mardare, Mardare și foarte Barbu. Da, amândoi, genialoi. Da. Ivanciuc era o mare figură, știi că pe el, când Ion Iliescu a apărut la televizor, a apărut la un moment dat, până 93-94, la jurnal, editura turcă Bashid Balalbık a scos Revoluție și Reformă în limba turcă. Știi? Și au venit și o delegație, nu știu ce, s-a arătat cartea. Nu a trecut o lună, poate au trecut două. Din nou, editura Bashid Balalbık, din nou, ediția a doua, Revoluție și Reformă. Bă, zic, stai mă, că înseamnă că să fie Revoluția și Reformă în Turcia e imediat după asta lor, după... La Atatürk sau cine? Nu mă, după cartea lor de religie. După Coran. După Coran e cea mai vândută... Nu, mă gândeam că a scris ceva. Nu, nu, e cea mai vândută carte în Turcia. Și l-am trimis pe Ivanciuc. S-a dus Ivanciuc, a stat 3 zile în Istanbul, s-a dus la toată librărie, nicăieri nu era nicio carte de Ion Iliescu. Poate era unul mai... care era șmecher tot în Ivanciuc, cum îl chemă ăsta moldoveanu, mare șmecher, a făcut pușcărie, dar o figură era. Ăsta a spus, domne, șeful nu ia, e cinstit și sărac, nu ia șpagă. Hai să găsim o modalitate să-i dăm niște bani să-și cumpere și el căsuța aia din primăverii. Că mie când mi-au dat o casă, era o casă goală, m-am mutat ca prostul cu socrii acolo, aia era revendicată, trebuie să mă mut după 6 luni. Dar Iliescu, nu știu cum s-a întâmplat,
cu toate casele lor, așa, nu erau revendicate, erau, s-au asigurat că sunt morți toți urmași. Ion Ilescu trebuie să-și cumpere casă. Nu avea bănuți. Și atunci a apărut această carte miraculoasă în Turcia, în două ediții. Și a rămas cinstit. A luat 100 de mii de dolari și și-a cumpărat căsuța, așa. Totuși, să-i dea Dumnezeu sănătate. E o diferență. Pe atunci se mai ținea la imagine. Acum, cartea neamțului, sau cărțile, cred că sunt două, le găsești la reduceri, la 5 lei. Al lui Iohannis? Da. Adică mi se pare mai... După părerea mea că 5 lei e foarte mult pentru cartea lui Iohannis. Serios, nu. A apărut și el. A apărut în China. Îți dai seama? Da, 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 da. Mici golănii de-astea. Oameni ca să nu mai vorbesc că foarte mulți analfabeți care și-au luat doctoratele, ei nu și-au copiat numai, n-au cumpărat numai teza de doctor, au cumpărat și toate chestii, cărți, scrise de băieți ăștia, eu care trăiesc din asta. O chestie, adică totuși la tovarășii lui Iescu, cred că na, Sughiță acum, măcar omul a trecut printr-o revoluție, adică hai să zici că ar avea despre ce să povestească. Eu nu înțeleg despre ce poate să ne povestească. Din păcate nu, era mișto dacă Iliescu scria cu adevărat chestia cu Revoluția, cu câți bandiți au stat în jurul lui, că eu am spus despre el, că ele, am scris de altfel, e un soi de fată mare care a fost șefa unui case de curve. Da. Știi? Asta este, ăsta e adevărul, știi? Se leagă de cadou pe care l-am adus, dar mai încolo. Bine, fii atent ce îți gătesc azi. Chestii simple. Bă, uite, sunt 2, 4, 5 cotlețele de berbecuți, așa, da? 15-6. Da. Ce facem noi cu ele? Le batem puțin și ca să iasă gustos, orice, și șnițelul și nu știu ce, vă învăț o mică chestie. O ceapă tăiată mărunt, da? Da. Să știți că și eu sunt bucătar. Fii atent. Casă. Da. Pe care o baci cu ăsta, cu ciocanul de șnițel, să se facă mărunt așa, să-și lase zeama puțin așa, da? Aici ce mai pui? Mai pui puțin piper de ăsta roșu, care Cayenne, este sau? Parfumat. Eu cred că asta e o sămânță de nu e piper, e o sămânță de o floare anume, știi? Da. E verișorul piperului ăsta verde, de exemplu, care îl batem și pe el puțin așa. Deci trebuie să iasă numai zeama din... Așa. Mai punem aici un amestec de mirodenii. Așa? Da. Bun. Punem și două, trei capere pe care și dânsele le strivim aici. Capera e o chestie foarte fină. E, și atunci când batem cotlețelul, îl punem peste asta. Da, și practic se marinează direct cum ar veni. Se impregnează cu asta. Da, da, da. Capătă gustul ca finus, deși la șnițel. Șnițelul ăla de pui, pe care eu nu supor, nu pot să mănânc șnițel de pui niciodată, dar sunt mame care dau numai piept de pui copiilor, ceea ce este o mare eroare, că puii nu sunt numai vopsiți în galben. Sunt și injectați. Sunt injectați cu tot suiul, deci ca să nu moară aia, că trăiesc câte 500 de mii într-o hală de aia, sunt injectați, da? Și atunci, eu am un prieten care a vrut să slăbească, apropo, în loc să mănânce și el un ăsta mic pe zi, cu puțină de aia, cu o ceapă. Am pui și mai tare s-a umflat. Nu. O să spun, domnule, s-a îmbolnăvit, aveți care cancer, i s-au umflat sânii. Da, de la estrogen. Și au fost, da. A fost în România, domnule, i-am recomandat, nu știu, la Viena, la cel mai mare, nu știu ce, medic acolo, l-a costat o avere. Și mi-a spus, domnule, ce mănânci dumneata? Păi zice, domnule, eu vreau să, am vrut să slăbesc și mănânc piept de pui în fiecare zi. Am înțeles. Domnule, de acolo, păi el are hormoni. Dacă mai stătea puțin, se transforma în femeie și se mărita asta. A avut noroc, fost ceva la modă. Fără glumă. Băi, nu glumesc. E un caz absolut real. Eu am avut un noroc fabulos. Eu nu mănânc niciun fel de pasăre. De ce? Pe la 6 ani jumate m-am dus... Jignești găina de curte și curca și... Aoleu. Nu, păsărica, da, dar... Păsărica, nu, fără aluzii sexuale aici, că nu am suntem... Am fost la Satul Mare, lângă Satul Mare, la Rătești, da? Unde au niște vinuri extraordinare și pivnițe. Cum se cheamă? Rătești.
au pivnițe săpate în deal. Mă rog, e mișto, ceva fabulos. Știu, da. Ardelenii au chestia asta mișto, știi? Fiecare care are o sfoară de vie acolo are o pivnicioară și își face vinul lui. E, și acolo s-a tăiat o găină în fața mea. Și ți-a fost milă de ea. Am văzut cum zbura găina fără cap. Și privind capul găinii, ea mă privea și ea pe mine și clipea din ochișor. Da, bine, acolo și când mi s-a pus în farfurie, n-am mai putut să mănânc. Și a fost milă. Dar numai, de atunci nu îmi place gustul. Decât în shaorma sau kebab de pui. Regina franceză care a fost decapitată. Deci am scăpat de țâțele. Da, da. Da, interesant, da. Măi, acum să nu-ți închipui că găina are o psihologie atât. Sentimentul morții nu prea au. Din fericire pentru ele, păsările, știi? Ea nu știe nici porcul. Porcul vine, îl scarpină, îi bași cuțitul. Nu are sentimentul că l-o mor, știi? Am văzut apoi și porc nu mi-a mai fost milă. Da, asta la pasă. În fine, mă rog. Mila e un sentiment bun pentru tine care pare un timp de ăsta macho, necruțător și nu știu ce, dar nu ești. Ești sentimental ca dovadă. S-ar putea să fiu artist. Foarte sensibil și mai mascăm un pic în această lume crudă. Exact, asta e o formă, da. Mulți oameni foarte delicați, știi, pozează în niște fiare, așa, de și uite fapt, el. Pâinea lui Dumnezeu. Foarte frumos, de ce expresie foarte frumoasă, nu știu dacă există în toate limbile. Tu ești pe un sfert austriac, exact ce place românilor. Un sfert ungur și mai cât ai româncă sau cine? Da, româncă, da. La noi, la români, vorba evreilor, mama contează, că tata nu știe niciodată austriac sau era vecinul de... Și ai drept, nu vorbesc limba Gheorghe maghiară, de-aia foarte și spune limba maternă. Foarte rău, că e greu de învățat și adică de la coștii puțină lume. Da, acum îmi pare rău, dar așa a fost să fie. Am învățat în schimb germană în Germania, unde am studiat, a trebuit să învăț și limba germană. Deci ai și studii, că pare un un bolănaș așa, care facultatea de artă. Bravo, ești tare. Eu n-am vrut să știu multe despre tine, că dacă știi prea multe, pe urmă nu mai avem ce vorbi, știi? Cred că în două... Nu ne-am văzut astăzi, l-am văzut când a intrat. Așa, deci... eu v-am văzut înainte, v-am spus de la 7 ani. Îi dăm cu puțină făină. Bă, că sunt foarte... Cred că mă caută Ion Iliescu, serviciile secrete au... Dar chiar îi purtați pică? Nu, eu nu port pică nimănui. De ce vă întreb asta? Înainte să-mi răspundeți, am observat că în generația tânără este foarte încrâncenată și urăște așa cu un aplomb. Ura este obositoare, ura este o boală, să știi. Te îmbătrânește și mor mai devreme dacă urăști, fără așa glumă. Așa pare și mie. Acum că ați făcut cunoștință cu Paul Hitter, invitatul de astăzi de la Poezie și Delicatețuri, să vă mai spunem câteva lucruri despre el. Paul a plecat de tânăr din România ca să studieze la Academia de Artă din München. Aici a fost îndrumat de nume mari ale artei contemporane, Nicolaus Lang, Sean Scully sau Karin Kneffel. A inventat propriul stil în pictură, expresionismul balcanic, lucrările sale îmbinând mitologii populare din Balcani sau teme sociale. A expus în expoziții personale și de grup la București, München, Praga, Los Angeles, Marsilia, Milano, Paris, Las Vegas sau Salt Lake City. Lucrările sale au ilustrat coperțile mai multor discuri lansate de artiști internaționali. Printre aceștia, Anverb Gypsy Ska Orchestra, o trupă indie foarte populară în Belgia. Bye.
passing girls, try your skills on me. Under the moonlight is where we can be free. I want to kiss you gently, move closer to me. We drink until the morning and we shout jubilee. Vin. Vin sau ulei? Vin. Vin. Știi că e o vorbă, ai dat-o pe ulei, știi? Da, da, da. Mai sunt unii care bea ulei. De aici o fi, din bucătărie. Nu știi care e chestia? Unii bea ulei că la beție... Știu, știu. Ia, ce știi? Înainte, ori mănânci o friptură bună de vită, aha, ori bei o lingură, se spune, de ulei, ca să duci mai mult la băutură. Da, problema, da, este... Bine, ei... Dacă exagerezi și s-a evaporat din stomac vinul... Ești pilat, da, da, adică la revedere. Bine, ideea ar fi că uleiul ăla închide porii în, da, stomacul și nu pătrunde alcoolul, înțelegi? În fine, e cu duș întors chestia. Dau acum puțin mai încet, că după ce fac asta... Deja miroase. O să fac și un pătuț de legume, da? Cu ardei iute, vânătă, a? Și cu bastonul de mare. Și cu bastonul, poți să întingi cu bastonul în, da, direct, da, în farfurie. Dar tare, tot. Rețetele de unde le compilați? Mai, mai și da, inventați. Sigur că nimica nu e nou pe lume. Probabil și acum 2000 de ani se făcea berbecuț la grătar, dar se făcea și la tigaie, că nu aveau genă, știi? Bă, ăștia bogații mâncau bine, știi? Aici e chestia. Dar uneori, da, și săracii mâncau bine. Am citit la Rossetti niște mese, din amintirile lui, ceva... Rossetti român. Radu Rossetti. Radu Rossetti, da, istoric. Este autor, bine, familie boierească. Da, 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 da. Da, ăștia creșteau cum... Uite, cum e mirosul ăsta, știi? Miros bun de așa. Punem capere și în acum, știi de ce? Că puțin prăjite caperele, știi? O să dea un gust foarte bun, că îi fac un sos și formă trag legumele. Da. E adevărat că berbecuțul, ca și vițelul, se poate mânca și mai în sânge. Eu nu vreau chiar în sânge, vreau să fie totuși prăjit bine, știi? Am mâncat, chiar luna trecută am mâncat berbec, miel. Unde? Am fost în Uzbekistan. A, Uzbekistan n-am fost niciodată. Trebuie să ai curaj să mergi în fostele țări sovietice, nu? Da, din păcate am semi-stricat aniversarea a 2 ani de căsnicie, de fapt 8 ani de căsnicie. Păi stai, 2, de ce? Și asta ai fost nenzurat? Ai trăit cu ea? Nu, suntem căsătoriți pe 29 februarie. Așa. M-am certat un pic la starea civilă și doamna de acolo era chiar șefa instituției, mi-a zis, a, da, ne vedem luni 29. Aha. Eu pe moment nu mi-am dat seama. Știi metoda mea, da? Da, da, da. Tata la un moment dat a trebuit să a exclamat, zice, domne, dar domnul Dinescu chiar pune portocale la orice. Nu, nu, la ciorbă nu pun. Bun, am să-i transmit. Liniștește. Se va uita la emisiune. Și m-am trezit pe 29 februarie, i-am mulțumit doamnei frumos, s-a, da, amuzat și ea, zic, să știți că mi-a făcut o mare bucurie, voi sărbători din 4 în 4 ani. Aha. Și întâi am vrut să mergem la Napoli, m-am gândit eu, dar un prieten de-al meu care organizează excursii mai ciudate, da, avea această excursie în Uzbekistan. Aha. Problema a fost că înainte de a ajunge acolo am stat vreo 3 zile în Abu Dhabi, unde aveam escală. Să-i facem sosul, fii atent, iartă-mă, da, mai scurgem puțin ulei, să nu fie foarte mult. Așa, sunt puțin însă. Păi mai lasă și carnea, cred, mai, da, lăsat un pic. Așa, zi cu Uzbekistanul. Și de la Abu Dhabi, unde ești în viitor, am ajuns undeva în România anilor 90 în Uzbekistan. Cum am pășit pe aeroport și am dat să ieșim din aeroport, o imagine fabuloasă, am rămas efectiv pe loc, sunt acele uși mari de sticlă, geamuri, o mulțime de 200 de persoane, ca în Coreea de Nord, cu flori în mână, copilași, bătrâni, tineri, buchete de flori, camere de filmat, stăteau cu unii cu fețe lipite de geamuri,
Zic, mă, ăștia ne așteaptă pe noi, zic, o venit ceva, vreo personalitate. Când colo ce era de fapt? Cu noi în avion, niște moși și niște babe, îmbrăcați în alb. Cum au ieșit ăștia? Dulceață de ardeiuși, făcută de mine, da? Cum au ieșit ăștia, a început circul, plânsete. Păi de unde veneau? Veneau de la Meca, fuseseră la Meca, da, și am înțeles. Mântână, că... iartă-mă că vrâne... Da. Deci să faci un sos bun, mai ales când are și făina rolul ei, asta pe care am pus, că ea îngroașă. Deja îmi lasă gura. Sosul, da. Așa. Așa, ăia veneau de la Meca cu... Da, da. Băi, n-aduc cruciulițe. Ce aduc ei de la Meca? Trebuie să aducă ceva, niște... Păi, cred că aduc parfumuri. Au ei niște chestii care se dau, niște uleiuri din astea parfumate. Uleiurile lor, da. Și acele robe albe care sunt de acolo, cred. Bun, și ăștia erau un soi de sfinți, am înțeles. Am mai vorbit eu la un moment dat cu un rus într-un restaurant și ăla mi-a explicat că au și un soi de CR. Cum se făcea pe vremuri, pentru că fiecare trebuie să ajungă măcar o dată în viață la Meca. Da. Așa că familia ăștia mai tineri strâng bani și plătesc ăluia celui mai în vârstă să meargă la Meca, dacă n-a ajuns pe spezele lui. Da, cam ăsta a fost primul contact cu Uzbekistanul. După care, ce să zic, țară sovietică... Ai mâncat mult berbec, nu? Da. A, am uitat o chestie importantă. Rom, cubanezi, o pun. Parcă avem și pe aici. Am aici, nu. O gură. Nu, bă, eu îl beau dumneavoastră. Deci, în final, ia foc, da? Da. Ăsta-i semn că situația e sub control. Bun. Acum, pun legumele. Îmi luați prazul, să punem pe lângă aia. Vânătă tăiată. Tot un jur, așa. Să vedem câte punem. Mâncare adevărată, tăiate. Băi, regina balului. Deci vânăta este super. Vânăta la fel, e bine să pui puțină făină pe ea. Închide porii. Aseară am pus și eu la niște paste. Da. Bun, odată. Puțin ardei. Așa. Am o ceapă și prazul... Nu ți-l leau pe ăla, că poate vrei să mergi și la casă. Păi nu, că e curățat. Da, îți dau altul. Ăsta și iau altul de acolo. Mâncați praf? Gătește soția ta cu praf sau nu prea? Nu, deși prea culmea socră-mi e oltean. Da, dar asta spun. Dar ea nu prea gătește, eu gătesc. Păi eu când am ajuns în Oltenia, prazul, eram observat, prazul Oltenia. Zic, mă, cum mâncați voi prazul? Cum? Uite așa, întindem în țară. Verde, da, da, păi zic, da, bă, da. Voi nu faceți praz cu măsline, plăcinte de praz? Nu. Deci era leguma cea mai vândută de olteni în București. Era prazul, dar, cum ți-am zis, îl vindeau scump cu coanelor măritate cu colonei și generali. Și ca să într-o lume mică, da. Fica dumneavoastră a făcut școala de șofer cu socrul meu. Ai nu vorbi. Da, că Irina? Da, au zis că vin la dumneavoastră la emisiune. Știi că am făcut școala de șofer cu... Da. Trebuie să-l invit, să-i dădeam și lui un cotlețel. Venim să bem un șpriț. Da. Bun, deci am zis că pun și prazul tău, puțin. Da, și să continui. Am dat de valutiști. În Uzbekistan. Da. Deci acolo ce? E un soi de capitalism de ăsta tot ca la noi, ușor sălbatic, da? No, sau mai, no, mai sălbatic. România e Elveția pe lângă ce e acolo. Aoleu. Da. Acolo știi care e chestia? Cine este acolo în țările astea președinte, nu mai pleacă. Ăsta e adevărul, știi? Nu lasă nimeni puterea. Mai e un vecin cu ei. Că... Da, cred că Turkmenistan. Turkmenistan. Ăla care are statui de aur, nu? Statui de aur, are denumit zilele săptămânii și lunile anului, pâinea poartă numele mamei sale. Cum o mănânci? Da, adică... Ca la creștine, trupul lui Iisus, ca pe mama. Trupul maicăsii. E foarte tare chestia, nu știam. Măicuța mea, măicuța lui. Da, și când cumperi, mă rog, dați și mie o jumătate de mama președintelui, când e o jumătate de pâine. Foarte tare.
Și apropo de cărți, a scris și el o carte. Numai una? Care este, da, una. Da, care e ca o Biblie a lor. Ca o Biblie, dar este difuzată înainte de culcare, da. De televiziune. Păi cred că și turcii înainte de culcare citeau puțin din Ion Iliescu, Revoluție și exact. Reformă. Eu am Revoluția trăită. Trăim, da, de ce? Unde erai? Nu, de Ion Iliescu. Are, o am are în bibliotecă. E mai interesat să recunosc citesc, că n-am avut aia, ce, na, niciun interes, pentru că, din păcate, nu. Ion Iliescu e genul foarte discret, așa, nu e frică să spună ce a văzut el. Și eu nu sunt ranchiunos și nici... Dar n-a avut curajul, știi? El a bătut palma cu băieții. E o eroare să zici că el a împușcat și nu. E o prostie asta, nu. Băieții au împușcat însă ăștia din... ca să poată să revină din nou la putere, că, în mod normal, după, dacă era o revoluție, și ce s-a întâmplat la revoluție franceză? Au venit aia în ghilotină, bum, 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 regele. I-au tăiat capul regelui și a reginei, da? Revoluția rusă. Noi l-am împușcat până noi. Nu noi. Neanicu a fost împușcat chiar de servitorii lui. Da. Da? Generalul Stănculescu cu băieții de acolo. Și au venit eșalonul 2, activiștii de partid și securiști, au venit la putere sub mantaua ocrotitoare a lui Ion Iliescu. O să-i adevăr. Și de-aia spun că el nu are curajul să spună, domnule, am greșit, nu știu ce, uite, asta e adevărul, eu am vrut să fac... el a fost sincer 5 minute când a venit la televizor, 5 minute a fost sincer, că a spus... Ceaușescu a întinat nobilele idealuri ale revoluției, ale comunismului, le-a întinat chiar el, da. Cu băieții, da? Că mulți zic, mi-a furat revoluția, mie mi-a furat-o, că eu am apărut la televizor și Iliescu era sub plapumă sau sub pat atunci, văzând că nu ne împușcă nimeni, a venit și el după o oră, l-au adus băieții, da? E, în clipa aia când a apărut el, s-au liniștit activiștii. După 89, toți au ieșit la spălătoria publică, au devenit anticomuniști de operetă. Da, și în piața, piața universității, unde Emil Constantinescu și ce era secretarul cu propaganda al universității. Era rector, i-a lăsat să vorbească de la balcon. Cine a vorbit? Maria Munteanu. Ce era el? Ciripitor la SECU, da? Da, da? Și a fost bătut de mineri. Ce era șeful minerilor? Ăsta, poetul Mihai Eminescu, îi se spunea. Cum îl cheamă? Luceafărul Huilei? Cum? Că și Luceafărul Huilei a scris. Luceafărul Huilei, de el vorbesc. Miron Cosma. Miron Cosma. E poet. Dar și el a fost ciripitor. Un ciripitor, a văzut, dar ăștia s-au închinat sau nu știu ce. Au făcut exerciții de... Că mult mă înjurau. Băi, ce n-ai venit cu noi la... Păi stai mă, eu l-am înjurat pe Ceaușescu cât treia și am vorbit despre mizeria din România, despre foamete, despre frică, despre lipsa de medicamente, despre... Înțelegi? Și eu am devenit cum ar veni un nei ca nimeni și mari anticomuniști. Da? S-au jucat de anticomunism. Să fie sănătoși! Mă joc cu dracuiele, de cui nu-i place dragostea, mă, a zis domnul doctor. Nu-i place dragostea, mă, Dumnezeu să nu-i o dea, să mi-o dea Dumnezeu mie, să mi-o trăs la pălărie, până la sfântă. Așa-mi place neagă mie din mica copilărie. Ale, 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 ale,
steagă. Hăp, hăp. Bun, și, și acum ce facem? Că, nu știu care e impresia dumneavoastră, dar mi se pare că am ajuns cumva într-un sfârșit de an 80. Acum? În acest 2024 și ultimii. Acum, după părerea mea, calitatea umană și politică a celor care conduc România e sub nivelul amatorilor din 90. În 90 era un amestec foarte ciudat de politicieni, de băieți, de așa. Da, de toate, da. Ăștia, cum ar veni, ar fi trebuit să fie profesioniști în materie de politică după 30 de ani. Și ce fac ei după 30 de ani? Ei nu au avut acolo o crescătorie de tineri politicieni care să candideze acum la primării, la nu știu ce... Au început să meargă până spitale. Au avut crescătorie de... Păi unde sunt, unde sunt lupii tineri, cum zicea Marin Preda, care este jalnică, imaginea este jalnică. Fata cu iartă-mă, cartofii... Cum o cel mai mare succes politic îl are Piedone, care e o figură, e șmecher, e simpatic. Da, mănâncă ceapa, ai văzut cum mănâncă ceapa? El nu-i scoate coaja la ceapă. El o mănâncă ca pe măr. Cu tot, ca să arate că este un băiat din popor care mănâncă, nu face economie la ceapă, nu lași rochița cepei. A, ce sos bunie asta, știi cum? De-abia aștept să întind sau întinge. Întind, că n-am știut niciodată. După aia ce face? Cântărește hârtia de sub brânză. N-ai văzut? A avut mare succes. L-am văzut. Se duce la alimentare, băi! Ia cântărește și mie 200 de grame de brânză. Bun. Cântărești. Două jos. Ia cântărește hârtia. 10 grame. Bă, tu mănânci 10 grame de la ăștia, amărâți ăștia. În realitate, hârtia costă și ea, nu e... Hârtia costă uneori mai scumpă decât brânza. Ultima oară era cu o funie de usturoi în jurul gâtului, nu știu dacă l-ați văzut. Da, a vrut să spânzure. O icoană cu Sfântul Gheorghe. Da, era da, da. Știi, umblă unul cu icoana după. Zici că era ca popa cu boboteaza. Nu, dar el e o figură, că el așa... Așa da, că e și simpatic, nu, am așa o chestie ambivalentă, nu știu ce nu, e foarte inteligent, e foarte inteligent, dar am mirosit care-i mișcarea. El așa și a apărut acum 30 de ani, era bucătar și a apărut cu o strecurătoare de supă la care sărise smalțul și era cum ar veni Maica Domnului. O fi lucrat cel puțin cu cuțitul și a apărut la televizor. Da, nu știam asta, e debutul lui Piedone. Nu știam. Ții minte de când mergeam în piețe la control. O să fac o emisiune după, că nu, acum n-am cum să descifrăm misterele carierei sale. Asta e foarte interesant. Deci bine, a făcut o apariție mesianică. Acum apare Arsenie Boca pe ușa de la șifonier. Exact, nou Arsenie Boca, care mănâncă ceapa cu totul și brânza cu tot cu hârtie, că ea conține celuloză, e bună, poți să faci un sandwich din două hârtii în care pui o bucată de brânză, o brânză, e foarte bună. Are dreptate. Băi, ce brânză aveți la cetate, acolo, prin zonă? Cum? Celebru ciucurel. Eu mănânc brânză sfințită de ciucurel, care este urmașul lui Petrache Lupu. Uitați aici. Da. Vindecă. Bă, și ce gustoase. Nu-ți dau lingurița asta gustă? Vreau un pic de sos. Asta voiam să... Băi, pe bune. De acolo, așa. Fiule... Împărtășania a fost făcută. Recunoști? Da, nota 10. Sunt foarte bun. Hai.
Acolo o să bem și un bar de vin și vorbim despre destinul tău. Destinul tău de artist, cum te descurci în această lume, da? Da. Suntem la o masă. Hai. Bastonul de mareșal îl luăm? Îl luăm, da. Da. Porcul, în cotețul porcului, de când e porc. Porcul este, nu frate cu român, e frate cu noroiul. Dar să știi că noroiul ăla la porc are și o chestie benefică, pentru că el să își dă cu noroi ca să n-aibă purici, înțelegi? Da, să așa cum își dă omul cu nămol la techirghiol, așa își dă porcul cu nămol în cotețul lui. Sunt curios la prima impresie așa, dacă te așezi într-un vagon de metrou, ăștia o să considere că ești ori fost pușcăriaș, ori marinar de cursă lungă. Ambele personaje m-au inspirat, da, în literatură. Da. Adică mi-a plăcut foarte mult Amintiri din Casa Morții a lui Dostoevski. Aha. Pirați, chestii, povești pirați, cu pirați. Da, sigur că da. Cercelușul în ureche. Și când colo tu ești un artist, cum ești? Să știi că m-a ajutat foarte mult, mai ales în România asta mai sălbatică, adică de obicei oamenii... Ce, apariția ta? Da, 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 n-am avut probleme. Aha. Păi nu, ești un personaj pitoresc și artistul nu trebuie să fie la costum și la cravat, hai să fim serioși. Mi-a plăcut ce ai spus la început, când ai spus că artistul trebuie să fie revoluționar. Evident, că altfel... E tot mai o rară avis, mi se pare mie. E tot mai rar întâlnit acest specimen. Din păcate, bine, fiindcă lumea noastră s-a instituționalizat în așa hal, încât până și societatea civilă este încartiruită într-o... Eu mi-amintesc când au ieșit ăștia la protest, la un moment dat, de la o bancă austriacă, era și directorul băncii, exact, în piață, era... Măi, păi ori e societate civilă, așa. Nici guvernul nu mai este civil, că avem un general. Am avut șef de guvern, adică nu? Suntem revoluționari. Liberalii. Nu s-a pomenit în lume să fie un militar șeful Partidului Liberal. Da. În fine. Și atunci... L-au mai avut ei, pe la 1907, acolo au mai avut ei liberalii niște intervenții destul de militare. Păi au avut intervenții, militare. Dar nu era militar și a dat ordin. Știu că el e mai de stânga, așa, și bănuiesc. Nu, nici nu mai știu de ce sunt, adică știi, este o ciorbă atât de amestecată. Da, da. Nu că greu să mai spun. Dacă intrăm în istoria României, e foarte complicat, într-adevăr, pentru că ce trăim acum, noi trăim un soi de parodie de societate de consum care a existat între cele două războaie. Personajele politice seamănă unele cu Caragiale, dar n-au nici farmecul, înțelegi, personajelor chiar alora negative, știi? Mă întreb dacă pe vremea lui Nenea Iancu, mă întreb dacă pentru el aveau farmec sau nu. Poate au pentru noi acum. Era că el iubea, era un iubitor al pitorescului și al balcanismului, că noi suntem mai balcanici decât turci. Eu m-am uitat acum la alegerile din Turcia și am văzut mulțime de oameni, sute de mii de oameni, la cravată, turcul, nu suntem omii turci, cu și alvar, cu niște nenoși. Nu, domnule, societatea civilă turcă a funcționat tare de tot în Turcia. Și sub Erdogan, iată, pierde alegerile, recunoaște că a pierdut alegerile, mai bă, nu o să pierde Erdogan. Serviciile secrete turcești, care sunt foarte tare, nu știu. Uite că s-a întâmplat. Ori Balcanul este la noi. Dacă te uiți la personajele care candidați acum la primărie, toți sunt din Balcan, sunt jalnici săraci, știi? Vreau să zic că m-am nimerit, apropo de Istanbul și Erdogan, m-am nimerit la prezidențiale, la primul tur m-am nimerit în Istanbul. Uh-huh. Și am rămas șocat și eram cu soția, era aproape totul închis. Adică e o chestie foarte serioasă la ei. Alegerile sunt ceva... Magazine închise, am găsit două cafenele unde am mâncat ceva, o prăjiturică, nu știu ce, că era... Zici că era apocalipsa acolo. Ei, așa cum arată Turcia și dezvoltarea, criză peste tot.
trebuie de grabă băgați în Europa, că la noi nu e Europa. Ceea ce se întâmplă la noi, stilul de a face propagandă electorală nu este european, iartă-mă, știi? Pornind de la simpaticul personaj care mănâncă ceapa cu tot cu coaje și brânza cu tot cu hârtie, de la săracul ăsta, medicul, unde este medicul care poți să guști în timp ce mai vorbesc au, eu? Mai au sens alegerile, apropo. Da? Care e o parodie, săracul, și ele pare parodia celuilalt medic care din același spital la care a câștigat detașat la un moment dat primăria. Da, opresc, da. Cum să fii tu mare medic, manager, nu știu ce, și să te comporți ca un câine de pripas, să te dai pe lângă fosta primăriță, înțelegi, să fii drăguț, să vii pe stradă și să faci bancuri în stilul lui Băsescu. El este parodia lui Băsescu. Eu de-aia întreb, mai au rost alegerile? Pentru că e un teatru atât de ieftin, atât de ieftin încât nu merită să mai plătești biletul. E Nicușor, primarul actual, care mi-era antipatic. Este un tip care nu comunică, nu știu. Da. O minte strălucită, de altfel. Scrie mai bine decât vorbește, să știi, Nicușor. Da, știu. Ziceam, domnule, pică Nicușor, că nu, dar uite că nu... pare mai serios pare decât... Pare un geniu pe lângă... Da. E foarte ciudat, știi? Gustă și eu puține legume. Ardei iute, copt, nu-ți de place vin. Așa? Da, ba da. Ca în Turcia. Ia, da. Foarte bun vin. Da. Este din zonă? Din zonă. Bădealurile Olteniei. Stai doar jumate. Nu, ia liniștit, da. Așa, deci... noi suntem mai aproape de ce, unde ai fost un Azerbaijan sau un Uzbekistan acolo. Deși au tradiția lor. Da. Partea bună în urma acelei vizite este că nu am putut să nu îmi amintesc și să nu observ diferența colosală dintre România, nici n-am să spun România anilor 90, România anilor 2000, totuși cu România anilor 2024, adică mi se pare că lucrurile s-au schimbat mult. Unele în rău, dar unele în bine. Din punct de vedere politic, după părerea mea, s-a schimbat în rău. Pentru că personajele, excelent, încă o dată, nu există ce excelentă friptura. Da, friptura. Da. Sigur că România a arătat țara europeană în multe privințe, dar pe de altă parte să nu uităm că e țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți transfugi, adică noi ne comparăm cu ucrainienii, câteva milioane au ucrainieni, câteva milioane avem noi, da? Satul românesc nu este din Europa, iartă-mă. Nu. Satul românesc în care fostul cămin cultural există păcănele, s-a transformat în mare sediu de păcănele, unde țăranul vine la supermarket, țăranul care avea acum 10-15 ani vacă și cumpără lapte, cumpără carne. Acum 3 luni un decret pe bază de control alimentar, nu știu ce, obligă țăranul român când intră în cotețul porcului să fie costumat la costum, să aibă cizme albe, dezinfectant. Păi bă, nu vă e rușine că în spitalul românesc e o mizerie mai mare, dacă mă refer la lumea amărâtă care se freacă între ea. Adică ideea este să nu îmbolnăvești porcul tu. Se pare că avem nevoie de oameni bolnavi, păi dar de porci sănătoși. Da. Este ridicol. Porcul, în cotețul porcului, de când e porc. Porcul este nu frate cu român, e frate cu noroiul. Dar să știi că noroiul ăla la porc are și o chestie benefică, pentru că el să își dă cu noroi ca să n-aibă purici, înțelegi? Da, să așa cum își dă omul cu nămol la techirghiol, așa își dă porcul cu nămol în cotețul lui. Hai să vorbim de chestii mai vesele. Tu ai fost prieten cu Rona Harner, din câte am înțeles. Unde v-ați cunoscut? Dumnezeu să o ierte. La Paris. La Paris? Tu ce făceai la Paris? Am avut o expoziție. Pe expoziție, ea a venit și acolo. Și a cântat la expoziție. A cântat chiar, da. Și a fost așa o... Deci, asta e una din... la prima vedere. El are un soi de pictură, aș zice, sud-americană. Nu știu de ce. Mi-amintește puțin de
Frida Kahlo, Frida zona Kahlo aia, de da, zona în, aia, da. În Occident întotdeauna. E și o formă de protest, așa, pentru că tu faci o pictură socială, nu? Ceea ce acum nu... când se poartă chestiile absconse și nu știu ce, tu vii cu o chestie de asta, un soi de pictură naivă, dar gândită inteligent și nu știu ce, în care dai o imagine a societății noastre de consum postcomunistă sau de asta e de pe vremea comunismului, nu... Da, aduc un pic aminte și de lucruri din trecut, da, e o combinație, și o critică da? Socială a prezentului. Da. Din păcate, într-adevăr, oamenii sunt un pic deranjați de mesajele mele. Da. Este mult mai comodă o artă fără mesaj. Da, întotdeauna, să știi, și pe vremea comunismului, în ciuda faptul că i-au pornit că literatura trebuie să aibă mesaje, da. Când deja făceai o aluzie la realitate în anii 80, aveai probleme, de fapt. Sau dacă ai mesaj, da. Să ai un mesaj care să... Dacă băteai câmpii, erai perfect, da. Erai pe linie, cum ar veni. Da. Urmează să am o expoziție în luna mai, care se va numi Șopăiei. Curatoriată de am scris Iulia Borneanu. Un pamflet se cheamă Șopăi. Mai vechi, mai să ți-l dau să-l vezi. Pentru că s-a folosit ăsta, Șopăi. Președinții României și-au folosit, Iliescu a folosit minerii Șopăi. Băsescu serviciile secrete Șopăi. Și Iohannis cu aerul lui ăsta de așa... Cu geaca roșie. Așa, a cochetat el cu societatea civilă, mă amintești, dar de fapt, în realitate, dacă te uiți ce stele ale României a dat Iohannis la toți bandiții, înțelegi? Și foști băieți cu ochii albaștri și informatori la securitate au luat steaua României, da? Este foarte trist, un lucru foarte trist. Bine, nu înseamnă nimic acele flecme lucitoare în pieptul lor, dar ei își pun pe mormânt. Ei se mândresc cu asta, da. Senator, steaua României cu grad de mareșal, da. Că aici e chestia, ai crede că într-o societate normală, în Occident, președinții n-au puteri. Sunt mai degrabă decorativ. Decorativ și în Germania și nu știu ce. La noi încă nu se știe. Cine la noi are cum? Putere mai mare? La noi, sau? Nu, păi, dar la noi președintele poate să pună șeful SRI-ului, da, putere, știu. Dă grade de generali, da? Are multe atribuții. E șeful armatei, e tare ce de tot. CSAT-ul. Și aici n-ar fi trebuit, ar fi trebuit ruptă chestia asta, să n-aibă totuși un om atâta putere, știi? Suntem poate totuși dornici de un pentru tătuc. Pentru că nici o instituție... Fibra noastră. Eu n-am văzut ANAF-ul, de exemplu, să spună, domnul președinte, aveți o problemă. Ați dat cam multe milioane de dolari pe călătoriile dumneavoastră cu soția până țării... Poate după finalizarea mandatului. România n-are... Pe mine nu mă interesează după finalizarea mandatului, știi? Apropo de Rona Harner a plecat ușor scârbită din România, că pe vremea când era Emil Constantinescu, apăreau în România Mare niște porcării sinistre scrise de Vadim Tudor. Scandal, da? Eu am vrut să fac eu pe vremea aia scoteam Play cu Boi, știi? Și când Vadim scria, domne, țapul cu Rona Harder, nu știu ce, știi? Și aveam la cetate, ca așa îi spunea lui Milică, cumpărasem un, știu, țapul, un mic țap adolescent care s-a făcut dita mai țapul mare, așa? Și trăia cu artiști acolo la cetate, știi? Milică. Și am spus Ronei, mă, zic, hai că facem o parodie, în sfârșit, că el n-avea documente să arate cu ea, îl scotea pe Emil Constantinescu. Au fost doar niște poze de la o discotecă, unde, mă rog, fusese de fapt o petrecere cu foarte multă lume, adică nimic compromițător. Dar stilul în care mărșeau și sinistru și grobian în care tribunul. L-a făcut, da, într-un fel, știi, Milică, săracul, îl copia pe Cuza, el zicea că e Cuza, da. Știi? Cuza a fost mare gagicară, nu? Da, Emil Constantin nu a fost citit. Un mare gagicară. Cu Gogălnicianu mergeau amândoi. Da, și Gogălnicianu, da. Și în final, la ăștia
ticăloșii totuși când l-au dat jos, s-au intrat peste el în dormitor cu pistoalele, da, și l-au gonit din țară. Era cu prințesa aia, cu căsătorită cu un Obrenovici. Obrenovici, da. Dar era româncă, să știi. Da. Așa la origine. Lui Milică i-au dat cu cerneala în ochi. Mai da, da, scur, mai... le-a tentat, a fost cu cerneala în ochi, nu știu ce, în fine. Nu, dar el care punea general de securitate, el, pe urmă, a spus în cadrul SRI-ului de... ce am fost învins de securitate. Ciuciu, pare rău. Am fost învins de el însuși. Aici... Totuși, o figură, da, într-adevăr, un pic, da, tragică, nu, pare, din, da, toată paleta de foști președinți. E interesant că aveai un președinte, un intelectual, nu știu ce, care... Nu, nu, a omorât ideea de intelectualitate, păcate, că da, acum, da, dă seama, dacă Emil Constanțu ar veni din nou să candideze, ar fi nevoie să ia o ceapă, să o spargă și să o ronțe, să meargă pe dar la așa au fost, gara, adică... Obor și să cânte aia la acordeon, să ducă și să facă ca un câine de ăsta de pripas, cum face domnul doctor, în fine, destul de trist. Noi am, la mine în casă, s-a votat PNL, da, convenția, toată acea poveste, care a început să se dilueze și să se dilueze. Trăiesc până... părinții tăi? Da. Și când îți văd picturile de pe mână, sunt de acord cu S-au ele? S-au obișnuit. Oricum am fost și 10 ani plecat în Germania. Da. Veneam, da, două, da, săptămâni, da, pe an. Pare și un da, un tânăr Globetrotter. Da. Idealist. Francez. Da. Deci, cu Rona n-am terminat. Și lui Rona i-am spus, mă, Rona, fii atent, facem un pictorial în revista mea celebră, Plai cu boi. În sfârșit avem dovada Rona Harner cu țapul, știi? Și ăsta Milică al nostru s-a urcat pe masă. Era un țap absolut genial, știi? De exemplu, eu stăteam și beam un par de vin într-o cămăruță acolo cu marele sculptor Buculei și la un moment dat intră Milică, se uită la noi și sare pe masă, că erau niște pâine și mănâncă acolo. Și eu stăteam cu Buculei și dădeam noroc pe sub țap, așa, înțelegi? Băi, o scenă absolut reală, păi, uite, mă jur, ca să nu crezi că o inventez. De film, aproape. Și între timp, casa aia, care zic ticăloșii, că mi-a dat Ion Iliescu, care era luată pe vremea lui Emil Constantinescu, lucrau unii la ea, de vreo 2-3 ani. Și vine un muncitor, nu știu ce voia, știi? Și când intră în casă și vede țapul ăla cu coarne mari pe masă și noi cu aia, m-a aruncat canciocul, nu știu ce avea, și a luat-o la fugă. A venit patronul după și m-a, Dumnezeu, ce ați făcut, domnule Lola? Că zice, ăla a zis, șeful, am plecat, nu mai vin, nu mai vreau nici bani. S-a spus, a zis că e dracu, știi? Bine că n-a chemat, da, preotul asta. Și a plecat. Așa. Și rămăsese cu ea, o și noi plăteam, că revista mergea foarte bine, i-am dat și un conto de 5, mi-a rămas datoare pe lumea alaltă, $500, că pe vremea nu erau euroi. Nu ați datoriile prietenilor? Da, rămânea să stabilisem cum, nu știu, dar a fost scandal, nu știu, a plecat scârbită și, mă rog, s-a dus din chestia păcate, acum. S-a dus mult prea tânără. Și nu te iubi cu toți. Păi ia la nei ca vodă, slo-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 ți. Și nu te iubi cu toți. Leșe. Filmez, Leșe, vorbim mai încolo. Te pup, pa. Domnul Leșe, uite, era bun, da, să vorbesc și de el. L-ai cunoscut pe, da, Leșe? Da, l-am cunoscut, da, da. Bine. Personaj. Tu... Am fost și la emisiunea dânsului. Da? Da, mi-a serios? Plăcut foarte tare, da. Cine? Tot prietena noastră comună? Tot prietena comună, da? Iulia Gorneanu. Iulia, da, Gorneanu, da.
Iulia, știi, e interesant că are un talent de a proteja artele și artiștii și de a lega oameni. Da, de a lega foarte mișto. Și un om deschis la... Adică da, eu am extravaganțele mele și da. Unde, na, da. Foarte mult se sperie. Mie îmi plac fotografiile ei când pozează în Regina Maria, da, așa, da, știi, da, e o chestie. Spectaculos. Da. Bun. În pandemie, apropo că mi-am adus aminte, da. Trebuie să povestesc cum am, la un moment dat, cred că după primul an, mi-am adus aminte de un prieten din liceu, da. Fiu de pictor, care avea în gât, îi crescuse o mică bucată de carne, care i-a apăsat pe corzile vocale, mă rog, s-a operat, da. Nu era nimic cancerigen, și eu mă săturasem de chestia cu masca, mă teruizau, am avut amenzi peste amenzi la metrou. Cu ce? Cu masca, cu purtatul măștii. A, cu purtatul măștii. Da, am avut și proces, mă rog. Și mi-am adus aminte de prietenul Pietriș, noi distrându-ne în liceu, el vorbea așa. A. Și eu îl imitam. Și deja toți colegii nu mai știau. Mă, ce-i cu voi? Că el e bolnav, dar tu de ce vorbești așa? Era o poantă de-a noastră. Și când mă opreau că n-am mască, le spuneam, am cancer. Mă operez în 2 săptămâni. Nu știu dacă mai supraviețuiesc. Dar interesant, mulți canceroși au un soi de mândrie așa sinistră. Și se albeau polițiștii și le spuneam, să știți că de la mască s-a agravat, aveți mare grijă. Ea, știi, de rămână, bine, mergeți. Și așa am scăpat, după aia nu mai purtam nicăieri. Trăiește, nu, prietenul tău? Trăiește, da, da, da. A, bun, și eu. Bravo. Da, în ciuda, chiar. În ciuda acestui era cancer. Era un prieten care, un bătrân era prieten cu alți prieteni ai mei, nu știu, și juca la table cu... Eu am să încerc și vână, dar maestrii nu luați nimic. Gustă, dar tot împreună cu ane. Înțelegi? Și ăla făcea mișto, că el vorbea așa, avea o gaură aici, avusese operație, rămâne să și vorbea, că și... Și ăla, când dădea la un 5-3, făcea 5-5. Și ăsta, care 5-5? O, ne vezi cu 5-5? Iar ăla făcea 3-2, ce? 3-3! Unde vezi tu 3-3? Unde? Și își punea mâna, că te bag în... La mătii! Da, își acoperea gaura și vorbea... Da. Vorbea normal. Mai zi-mi odată că tu ești confundat cu... Da, bun. Eu mi-am făcut cele 3 om serios, deși nu credeam, dar am zis că, în fine, hai să fac. Și am făcut cele 3 vaccinuri, da? Și după al treilea am fost în Germania și am făcut COVID, da? Și mi-am amintit cum, ce fel de vaccine s-a, că faci de 3 ori în copilărie, am aici însemnele alea de vaccinuri, știi? Venea în școală și trântea un vaccin și nu te mai îmbolnăveai de poliomelită, deci, dar era de ajuns unul singur. Păi acum, după 3, eu mă îmbolnăvesc, nu-i mai spuneți vaccin, spuneți, păi, dracu... De ce să încasezi doar o dată când poți să încasezi de 3 absolut. Ori? Îmi pare bine că acum cucoana aia de la Bruxelles, care e sinistruță în felul ei, are o bucurie când bagă arma mea mai mult să moară, că e și afacere, da, și la... Cele mai mari afaceri ale omenirii au fost în secolul 21 ăsta, cu COVID-ul și cu armamentul. Bagă, nene, să moară cât mai mulți ruși și cât mai mulți ucrainieni. Mare afaceri. Păi nenorocirile oamenilor, știi? Astea sunt marile afaceri. În fine. Știți ce mă înspăimânt, apropo, și de acest război? Văd foarte, foarte puține voci. Era, nu pe vremuri, celebra chestie, lupta pentru pace. Da, dacă ești pacifist, zici că ești putinist. Adică trebuie să fiu ori cu unii, ori cu alții, neapărat. Da, în fine. E, și în expoziția de care vorbeam, o pregătesc, va avea loc peste o lună, toată lumea se bate cu toată lumea. Uh-huh. Că de aia se numește și șopăiei. Șopăiei pe care? Pe toți. Da, cine? Da. Toți. Cam ce se întâmplă? Ne luptăm toți ca apucații unii cu alții. Bine, e interesant că tu ai ajuns să lupți cu propria ta artă. Devine arta o armă. Dintotdeauna a fost, de fapt, dacă ne gândim, că și capodoperele din Evul Mediu, știi,
toate erau cu aluzii politice, știai, crede că Dante era poet și croșeta, nu. Multe personaje aveau legătură cu personajele sau din timpul pictură, vieții sale, ne gândim la Bosch. Da. La fel cu mari pictori, știi? Deci n-ai cum să nu reacționezi la, nu poți să trăiești în afara acestei lumi, știi, și să, că sunt scritori în care după vremea comunismului, nu știi dacă operele lor au fost scrise în România sau în altă țară, dacă a fost, nu vezi boare de nici ironii la adresa acelei lumi, nici înjurături, nici un soi de croșetare suavă, așa. Trăiesc unde îi trebuie, undeva sus pe un orișor. Se poate face și ea genul ăsta de artă, da? Știi că eu tot spun, știi, despre unii, că, dom'le, ăștia știi cum croșetează literatură? Sunt babele alea pe marginea șanțului și sunt lovite de uită repede și vor să facă o șosetă. Și stă 7 zile și vezi că șoseta aia a ajuns la, are șosetă de 7 metri. În fiecare zi lucrează câte un metru la șosetă. Cam asta este. Mi-am adus aminte. Ce ai, stilou? Ești om cu și stilou? Ești om cu stilou. V-aș ruga un autograf și este cumpărată înainte, să înainte, știu că da, voi veni da, la emisiune. Nu, da, da. Păi nu, că n-am băgat-o în librării. Acum a scot o nouă carte. Se cheamă E obositor să nu iubești pe nimeni și o să o lansez. O să le bag și în librării și o bag și pe asta totodată, corabia nebunilor în librării. Deci pentru maică-ta vrei? Nu, 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 zic, a citit-o până și mama. A citit-o până și maică-ta. Da, vă urmăresc pe Facebook. Mai zi-mi odată că tu ești confundat cu, cum spuneau colegii tăi, că ești... Hitler. I-am bătut din deci, clasele 1-4. Cum, a fost cum să scrie? Bullying și bătaie. Da, deci cum să scrie numele tău? H-I-T-T-R. Cu 2 de T. Deci aproape ca Hitler, dar în loc de L punem 2 de T. Deci, da, deci... Și mai vă rog și cadoul meu pentru, dacă tot am trecut mai la această dată, parte. Deci... Paul Hitler. Paul știam. Paul. Paul se scrie Paul. Da. H. H. I. I. T. 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 R. R. Bine, da, interesant nume. Ai în zis engleză că înseamnă asasin. Maică-ta e româncă, da, și taică tu e austro... Da, din acea zonă. Da, da. Baia Sprie, Baia Mare. Hai să recit și eu o poezie. Da. Chiar vreau să vorbim. Cu ocazia asta, că emisiunea mea se cheamă Poezie și delicatețul, nu mai se cheamă Politică și delicatețul. Cea care deschide cartea este foarte interesantă. De ce? Pentru că e vorba despre un spital intrat în mitologia societății române de pe vremea comunismului. Era spitalul de nebun sau de psihiatrie de la Poiana Mare, unde erau trimiși tot soiul de dizidenți anonimi în general. Știi? Adică dacă mărea unul pe la serviciu și jura la neanicu, nu știu, nu-l aresta, îl luau și îl băgau, zicea, domnule, e nebun. E nebun, da. Îl trimiteau la Poiana Mare, el îl chema Vasile Popescu și ieșea Napoleon de acolo. Știi că de obicei nebunii își iau tot soiul de eu aș ieși Hitler, de numire. Probabil. E o chestie foarte interesantă. Mi-a postit un regizor din Târgu Mureș. La un moment dat, directorul teatrului din Târgu Mureș avea probleme de primar, nu știu, s-a internat la spital. Și a venit... ce sunt căutat atât de des? Filmez acum, are venit peste o oră. Așa. Și vine un medic de la București să stea de vorbă cu pacienții și întreba pe fiecare, dumneavoastră, ce ești? Mă cheamă Popescu, nu știu ce, sunt muncitor la uzina, nu știu, bun. Dumneavoastră, domnule, eu sunt Napoleon. Mi-a părut bine maestate, nu știu ce. Mă trecea pe acolo, iar Vasile, nu știu care, da, deprimat, lucra profesor, nu știu. Și stă de vorbă, vine la asta, bună ziua, bună dumneavoastră, ce faceți, ce sunt directorul spitalului din Târgu Mureș. A, interesant, nu știu ce. Și notează la fiecare ce. Și merge în alt salon.
Și iarăși Popescu venea, unul, dumneavoastră ce face? Zice, sunt directorul teatrului din... Măi, îi spune doctorul, domnule, ce, n-am mai întâlnit asta, director de teatru, și e prima că când nebunii sunt director de teatru. Și ăsta îi spune, și domn profesor, chiar e. Amândoi, ăsta e director artistic și ăla este directorul director. Și, adică, amândoi erau nevrosați, da, și erau director, da. Revin la balada spitalului din Poiana Mare, pentru că eu auzeam la Europa Liberă, bă, Poiana Mare, mă gândeam, nu o să mă aresteze băieții, dar poate mă trimit la Poiana Mare, să o injecții cu nu știu ce. Și în fine, a venit Revoluția, am ajuns în zona aia, la cetate, la 8 km de Poiana Mare. Și într-o zi trecând, văd spitalul de psihiatrie de la Poiana Mare. Mama, opresc mașina. La poartă era un steag tricolor și un steag al Comunității Europene. Super. Și acolo scria, bine ați venit. Băi, intru emoționat acolo, mă vede portarul. Domnul Dinescu, stați puțin că îl chem pe domnul director. Și apare un director, așa, domnul Dinescu, de când vă aștept, domnule, vă ascultam la Europa Liberă, mă gândeam că o să vă trimeată la mine, mă stăteam și noi de vorbă, nu știu, foarte drăguț omul, la plecare, hai să vă dau și eu ceva. Și ce crezi, îmi dă un halat cu mâneci, apropo, de cât 5 metri era, cămașa de forță care se folosește la spitalele de nebuni sau, mă rog, de psihiatrie, ca să nu te miști, să nu, te îmbracă, n-ai și ți-l înfășoară așa și nu pot să... Bun, o am și acum și de obicei când recit asta o să mă duc, vreau să lansez următoarea carte la Berăria H. Și o să mă duc să recit. Cu costumul? Să vedem, cu costumul pe umăr, în fine. Și am scris această baladă. Am fost poet de seamă în secolul trecut, când mă citeau și Nietzsche, dar și Menumorut, și Daniel Sihastru, dar și Gheorghe Udej. Ca bobul de fasole mă cățăram pe vrej, inși în halate albe mă implorau, Iisus, ai rău de înălțime și o să cazi în sus. Așa că mi-a fost milă de ei și am coborât să-mi lege papionul din mâneci după gât. Ca să iau premiul Nobel și ca să prind curaj, regina Fabiola mi-a tot făcut masaj și m-a vărât sub fustă la dânsa ca să-l iau, dar i-am văzut pisica și am urlat, mi-orlau și m-a lovit o poftă să o pup pe așezământ, că ea era flamandă, iar eu eram flămând. Am conversat cu Shakespeare adesea pe înserat, că mi-a șoptit că dânsul n-ar fi adevărat, că alții stau în spate să-i scrie ce a scris, că opera-i proscrisă, iar ele se proscris, și că în realitate mie n-ar fi fost englez, că a avut un frate probabil siamez, pe care chiar în pânteg la măsa la halit, de-o face pe ciobanul acum la maglavit, unde slujbași cu cernic al Dunării consint să fiu Mircea Dinescu. De nu cumva mă mint. Adevărul este că eu punem la niște realități. Foarte vizual. Adică acolo în curtea spitalului era una care avea în cap un soi de coroniță așa și doctor, ea e regina Fabiola, mi-a zis domnul director, știi? Pe urmă cu Maglavitul acolo, cu minunea la Maglavit. L-am dictat pe Petrache Lupu. Da. Și Shakespeare, știi că sunt teorii că Shakespeare de fapt n-a existat în realitate, că sunt alții care au scris. Bine, sunt niște prostii, sau mă rog, nu neapărat prostii, dar tot felul de... Și atunci, pornind de la chestia asta, mi-am amintit de ce carieră mare aș fi avut eu la acel spital de boli nervoase din Poiana Mare. Merită niște ilustrații. Da, da. Gândim pe mine m-au inspirat. Da, da. Sunt foarte vizuale. Da. Ia să vedem. Puf.
Brăila, Terente. La tanti Elvira. La tanti Elvira. Nu știu dacă știți cântecul cu la tanti Elvira. Poate îi punem pe băieți să cânte la noi la Brăila. Exact. La noi la Brăila, la tanti Elvira, ușor se câștigă lira. Femeia muncește, bărbatul plătește, ce bine-i la noi la Brăila. La noi la Brăila, la tanti Elvira, ușor se câștigă lira. Femeia muncește, bărbatul plătește, ce bine-i la noi la Brăila. Blondino cântând mandolina, ascultă și nu mă uita. Ai, 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 Serito lindo, ascultă blondino cântând mandolina, ascultă și nu mă uita. Doamna fusese o tipă de succes, da. Odată cu trecerea vârstei, bineînțeles că n-a mai avut căutare și și-a deschis propriul stabiliment, care se pare că era mai degrabă pentru clasa de jos, că erau și acolo pe categorii, la un moment dat a fost și închis. Ce era un bordel. Un bordel, da. Bine, Brăila era, culmea este că... Era oraș în port stare de tot. Printre altele, de ce crezi? Că prețul grâului la 1900 la bursa din New York era făcut la Brăila. Fiindcă veneau vapoarele cu grâu din Ucraina și din Rusia și cu ce era grâu românesc. Aici era cel mai mare cantitate de grâu din lume. Se strângea la Brăila. Și Comisia Europeană a Dunării era tot. La Tulcea. Sulina. Da. Sulina, care are un cimitir. Numai ar merita să merge la Sulina, numai să vedeți pe acolo ce morminte sunt de general, de nu știu ce s-a perindat pe acolo. Și un pirat, așa se spune. Și pirat, și da. Da, mulțumesc. Cu plăcere, sper să vă placă. M-am gândit că e cu Dunărea. Bine, că am sperie copiii dacă îl pun, dar ăsta e și sensul artei, da? Filmezi, reveniți peste o oră. Pa. Bun. Culmea e că e un tip care vrea să facă o tabără de pictură. La mine am mai făcut cu niște pictori din Moldova, din Basarabia. Și vrea să refacem. Acum, săptămâna următoare, nu, aia la altă, vin 5 sculptori. Am făcut roz de pietre, nu știu, să sculpteze îngeri. Eu am făcut acum când Adriană, pe vremea lui Adriană Stase, știi că Adriană Stase a vrut să facă simbolul României Dracula și să facă sediul lui Dracula pe acolo în orașul ăla, cetate frumos, cum se cheamă? Lângă Bran, sau? Nu? La Sighișoara, Sighișoara. La Sighișoara, știi? Mă, și eu când am auzit că brand de țară, dracu, mă, unde? În grădina Maicii Domnului, pentru că Papa, când a venit în România și a spus că aici e grădina Maicii Domnului, de fapt el nu făcea decât să citeze o scrisoare a unui grec, pe vremea când erau grecii domnitori din Fanar, fanarioții, și grecul respectiv îi scria fratele lui, frate, zice, am ajuns în grădina Maicii Domnului. De ce? Pentru că grecii erau o țară uscată, amărâtă, nu erau cu plaje acum și nu scotea bandă pe mare și bă, și România era o țară cu păduri, cu fluvii, e o țară formidabilă. Și lui s-a părut că a ajuns în grădina Maicii Domnului. E, în grădina Maicii Domnului, PSD-ul voia să facă sediul lui Dracului. Cred că Agaton. Nu le-a ieșit. Nu le-a ieșit. Agaton, da. S-a dus el acolo la o întâlnire după. Ori eu am zis atunci, măi, eu fac pe malul Dunării la mine în portul cetate, fac îngeri, că măcar din Bulgaria mai zbura câte un înger pe, a trecut Dunărea pe acolo fără să aibă viză de Schengen. Și acum am vreo 10 sculpturi de îngeri, mai fac încă 5 anul ăsta. Cine vrea să vină să se frece de statuile alea, să aibă noroc în viață, să vină la cetate.
nu? Sunt voci și voci. Unii susțin că a fost o mare greșeală, că nu s-a făcut această chestie. Nu era nevoie. E o chestie de marketing. În primul rând, asta e Dracula, voievodul, se chema Vlad Dracu, tatălui Vlad Țepeș, nu? Se chema Vlad Dracu. Vlad Dracu, da. De la Ordinul... Sigur că pe vremea aia, să nu-ți închipui că, eu știu, austriecii omorau, legau la ochi așa și îl împușcau. Nu, îi chinuiau de... Nu e invenție românească asta cu chinuitul, nu, cu băgatul în funda unei țepușe, știi? N-a inventat-o... Vine din Persia, oricum. Vlad Țepeș. Era la, așa cum se întâmplă acum, la modă. Asta era moda evului mediu. Era sinistru. Era sinistră moartea. În fel și chim, nu? Ori să ne mândrim cu chestia asta, pe bune. Eu nu sunt patriot ăsta de trei lulele și să mă bat cu cărămida în piept. Dar nu merită România să fie considerată țara lui Dracula, că nu. Dracul a funcționat mult mai bine în alte țări, în Germania, să zicem, nu? Care a dus fascismul. Și în țări, alte țări civilizate. Și a funcționat din plin. Noi am fost România, mai blânzi, cei drept. O țară totuși blândă. Da, pe de o parte. Pe de altă parte, datorită asta, moda cu tineretul, este puțin sub auspiciile diavolului. Dacă ne gândim ce crime oribile, copii care își omoară părinții, fată care își omoară bunica, sunt niște crime absolut sinistre pe care nu știu, România n-a prea avut parte, sau în orice caz, au fost foarte rare aceste crime. Cred că vis-a-vis de... De ce? Că copiii nu mai trăiesc sub aura familiei, a bunicului, a bunicii, a orei de masă la prânz. Din școlare din România, care sunt de ordinul sutelor de mii, probabil, dacă 10% mai vin acasă la prânz și mănâncă cu mama, cu tata și cu bunica, restul toți mănâncă de asta, de pe stradă. Și da? Se poartă acel și, after school. Așa, și vin la acasă și ce se bagă în cameră și pe internet. Este, Dracu și-a băgat coada în secolul ăsta din plin. Cum credeți că vom opri, eu având două fete, una de 8 ani și una de 5 ani? Mă îngrijoresc foarte tare pentru ele. Îți dau o soluție. După părerea mea, școala a devenit o nenorocire, în România în special. Da. Pentru că nu mai are legătură cu școala, chiar de pe vremea comunismului pe care am trăit eu, în care fiul de lăcătuș mecanic eram nevoit să citesc niște cărți, să nu știu ce, veneam acasă, citeam. Ăștia nu mai citesc nimic, sunt tot aia. Pe de altă parte m-am gândit, bă, eu dacă fiica mea Irina are o fetiță de un an jumate, i-am spus, bă, dă-mi mie să o cresc. O fetiță nu trebuie să meargă la școală, pentru că, așa cum în pușcărie tinerii care pușcăriași dintr-o pricină oarecare ajung în pușcărie și ies bandiți mai mari din pușcărie, e o pepinieră de banditism, pușcăria, așa și școala. Vin cu chestii, stăteam cu un domn puțin mai în vârstă ca mine la o masă și treceau niște școlărițe, superbe erau, știi? Cred că erau clasa 7-8 și spunea, domne, el zice, domne, interesant cu generația asta, uite ce puritate am. Păi și trece unul și aud, dă-te fă! Bă, ăsta săracul, i-a căzut falca. O fată de 12 ani te dă în sula calului. Eu am caz în școala copilului meu. Pe de altă parte, această modă, eram cu un pădurar, un om inteligent și nu știu, mașină, mergea să-mi arate nu știu ce pe malul Durere într-o pădure. Și băiatul lui punea manele, dar manele nu știa. Și asupra, băi, tu nu zici că stai bolnav de manele, copilul ăsta avea 7 ani copilul și asculta manele și nu zici că ascultă de dimineața până seara. Băi, păi se face creierul e foarte, e ca un ziar șifonat așa are, îi se face o chestie ca o minge și cu
singură chestie, înțelegi, din... O sinapsă mânduită. Da. Nu se poate. Dacă eu am zis la un moment dat, dar nu mă ascultă nimeni. Dom'le, în școli, în pauză, puneți muzică clasică, da. Mozart, puneți, înțelegi, să le intre în minte chestia asta, că n-ascultă muzică. Nu mai vorbim că foarte mulți copii nu mai au copilărie, nu au cu cine să se joace. Eu aveam un prieten care făcea o casă la țară și avea 7 muncitori de ăștia, lemnari, semi-analfabeți, lucrau acolo, nu știu ce. El venea cu mașina și stătea mașină câte o oră, două, mai vorbea la telefon și spunea muzică clasică. Da? Și la un moment dat vine, discuta noapă, și vine un muncitor, zice, șeful, dom'le, aveți o muzică pe care o puneați, care ne liniștește și pe noi, nu puteți să mai puneți din nou. Deci acei oameni care n-ascultaseră niciodată muzică clasică s-au simțit pătrunși de acea liniște pe care ți-o dă o muzică genială, nu? Da, încercăm. În fine, la mulți ani încă o dată, prieteni. Și eu mulțumesc, m-am simțit tare bine. Foarte bun, Berbecuțul. Program disponibil pe primaplay.ro.